Salutare! După cum vedeți, mă aflu pe o dună de nisip. Asta e cea mai mare dună de nisip urbană de pe pământ. Adică o dună de nisip care e foarte aproape de oraș. Acolo, la 50 de metri altitudine, apare New York-ul ăsta din Chile, care pe o parte e foarte dezvoltat, dar pe cealaltă parte, dacă vă uitați, e aproape favelă. Iquique se numește. Dar nu asta e important aici. Ce e mai important e că locul se află în deșertul de Atacama, cea mai aridă zonă de pe pământ, și ăsta e gunoierul planetei. Asta urmează să vedeți astăzi. Orice între dune sunt efectiv mormane, munți de 7-8 metri de haine. Tricoul pe care tu l-ai aruncat acum o săptămână sau acum două săptămâni pentru că nu-ți mai place, sau, nu știu, rucsacul copilului tău pe care nu mai vrea să-l ducă la școala noastră, vrea altul, și l-ai aruncat la gunoi, ei bine, a intrat aici, în Iquique, prin cel mai mare port al țării. La început de secol, zona asta purta cel mai mult aur alb de pe pământ, salpetru, și era o industrie foarte, foarte bănoasă, așa că s-au construit multe porturi prin zona asta, Iquique fiind unul dintre ele. Acea industrie a murit de când Germania și-a făcut propriul lor salpetru sintetic. Industria a murit total și acele orașe unde înainte trăiau foarte mulți muncitori s-au evaporat. Dar o să vorbim despre asta în următorul vlog. Faza e că au rămas porturile și aici ajung toate rămășițele din industria modei. Gunoierul planetei e aici, în deșertul din Atacama. Asta o să facem astăzi, o să vedem cum ajung, de ce ajung aici, și vom merge și în locurile unde se vând toate hainele pe care voi le aruncați. Locul unde poți să-ți cumperi haine Zara sau haine de firmă la 1 dolar sau 2 dolari. Problema e că în fiecare an intră 59.000 de tone de haine de mâna a doua aici în Iquique, din care 39.000 sunt aruncate prin acest deșert. Chiar dacă aici facem doar introducerea, iar apoi vom explora, dacă dă Raluca cu camera, puteți să fiți atenți pe lângă drum să vedeți că totul este o groapă de gunoi. Cândva s-au gândit că soluția ar fi să ardă toate aceste deșeuri, însă hainele nu mai sunt cum erau înainte. Hainele nu se mai fac doar din bumbac, hainele se fac din poliester și din o grămadă de chestii extrem de toxice pentru oameni. Lăsăm Iquique aici și plecăm către Alto Hospicio, locul unde se adună cea mai nevoiașă parte a populației și unde se mișcă toată această mafie a modei și toată partea urâtă pe care noi nu o vedem când vizităm aproape săptămânal magazinele de haine la noi în Europa sau în Nord America. Dragi prieteni, bine ați venit în deșertul Atacama, bine ați venit în gunoierul planetei! ¿Cuánto está el vestido de novia? 5.000 monos. Acum că am făcut introducerea, nu știți cum a fost să urcăm până aici. Mașina e undeva acolo jos în vale. Noi cu Adidas și eu cu Adidas și mine care s-au și rupt. Nu știți cât de greu a fost să urcăm aici. Nu mai suntem atât de în formă. O să fac încă o precizare. O să vedeți că Alto Hospicio arată foarte diferit de ceea ce vedeți aici. Alto Hospicio este o așezare ilegală sau era o așezare ilegală. Acolo s-au așezat toți oamenii care nu aveau case și au pus corturi, un fel de șatră. Iar apoi au luptat ani de zile cu guvernul din Chile ca să le dea titlul ăsta de oraș și să le ducă apă potabilă, să le ducă electricitate. Dar inițial a fost doar asta. Toți oamenii care nu aveau unde să trăiască se adunau în Alto Hospicio pentru că toată lumea voia să trăiască aici, nimeni nu voia să trăiască sus pe dealuri. Trebuie să mergem încolo ca să ajungem la Alto Hospicio. Și pentru că nu există clip în care să nu fac ceva ca să mă jure oamenii, mă asigur că este și în clipul ăsta. Asta e imaginea unei societăți la care visează foarte mulți, o societate necontrolată de autorități, unde nu sunt impozite, nu sunt legi. Asta primești. Asta e ființa umană, de fapt. Asta e. Aici nu contează, te lasă să construiești cum vrei tu, îți faci unde vrei tu, trăiești unde vrei tu, controlele sunt minime, nu plătești impozite, iacă. Asta e. Asta primești.
care e o zonă nu tocmai prietenoasă, dar sperăm să nu avem probleme. Înainte de toate, v-aș ruga din suflet să dați un like acestui clip, să-l distribuiți mai departe, pentru că astea sunt chestii pe care nu le vezi toată ziua. E un loc pentru care trebuie să depui un efort ca să ajungi tocmai în capătul țării. Chile e cea mai lungă țară din lume, opțiunile de transport nu sunt ideale, nu e ușor deloc să vii să faci aceste clipuri, deci dați un like, abonați-vă dacă n-ați făcut-o până acum, e forma voastră de a ne susține și de a ne sprijini și de a ne motiva, mai ales. Informația importantă e că Iquique acum este și o zonă franca, zofri, cum îi spune, adică zonă liberă de impozite. Mașina pe care noi o avem, mi-a spus proprietarul ei că dacă aici costă 3 milioane de pesos, nu știu dacă la e prețul real sau mi-a dat doar exemplu, dacă aici costă 3 milioane de pesos, în Santiago de Chile sau în restul țării costă 8 milioane de pesos. De aia când te apropii de zona asta, treci un soi de graniță. Au vamă, aduana, cum spun ei, pentru că tu nu poți să te duci cu lucrurile de aici unde vrei tu. Nu poți să vii să-ți cumperi o mașină aici și să pleci cu ea. Totul e liber de impozit și asta face ca acest morman de gunoi să fie tot mai mare, pentru că orice tranzacție între oamenii de aici este liberă de impozite. Nici măcar nu trebuie să caut gropile de gunoi ilegale ca să observ. Uite, aici de exemplu se vede că s-a ars, s-a dat foc la o grămadă de chestii și uitați, astea sunt mormane de gunoi sau rămășițe de gunoi. Toată acea autostradă are un grilaj din ăla cum se pune la noi atunci când cad pietre, dar e pus ca să protejeze mașinile de gunoiul care cad din deșert când bate vântul. Gropile de gunoi, atenție, se văd din satelit. Uitați-vă și voi ce e aici. Și aici suntem foarte aproape de oraș, se vede și pe acolo și încă nici n-am ajuns în capitala gunoiului din Atacama, în Alto Hospicio. Plecăm. Păcat. O să fac o paranteză, n-am cumpărat în viața mea haine second hand, nu am purtat niciodată haine second hand, nu din niciun motiv, ci doar că e o paranoia de-a mea cu igiena și cu alea. Dar văzând ce se întâmplă aici și ce lasă în urmă industria modei, poate ar trebui să purtăm mai mult haine second hand, ca să nu se continue în a crește acest morman de deșeuri care pur și simplu nu mai avem unde să-l băgăm. Hai de capul meu, mi-a trebuit mie intru pe dune. Putem să fac intru de jos? Oamenii din Alto Hospicio, unde mergem acum, sunt cei mai săraci oameni din Chile. Și să fii cel mai sărac într-o țară din America de Sud, chiar e sărac. Ironic însă, știți foarte bine că în America, în general, și aici bag toată Sud-America și bag și Canada, bag și Statele Unite, e foarte scump să ai mașini europene de lux, de gamă, nu de lux, de gamă înaltă, să zic așa, Mercedes, BMW, etc. Pentru că, indiferent de cât de mare ți-e portul, e foarte scump să le aduci aici. Ironic, de asta spuneam, în Alto Hospicio, noi am mai fost și ieri, e locul unde am văzut cele mai multe BMW-uri, unde am văzut singurul Mercedes, unde am văzut Escalades și genul ăsta de mașini. În cea mai săracă așezare din Chile, e și singurul loc unde am văzut mașini europene de lux. Dacă vă vine să credeți, aici avem control de carabineros. Sper să nu mă întrebe de unde am mașina. Mereu unde e sărăcie multă, sunt și niște oameni care știu să facă banul gros. Nu știu dacă se vede foarte bine. Și bine ați venit în Alto Hospicio, în La Quebradilla. Ăsta e unul din cele mai importante etape în acest cerc vicios cu hainele. Alto Hospicio e primul loc multicultural din Chile. Aici trăiesc în mare parte bolivieni, peruani, oameni din Haiti, oameni din Venezuela, iar acum doi români. Dar e primul oraș multicultural, pentru că oamenii, neavând acte, neavând joburi, ajung aici, se instalează aici, pentru că e necontrolat unde îți faci tu o cocioabă să stai, și merg în deșert, se aruncă în mormanele alea de gunoaie cu haine, le iau, iar apoi încearcă să le vândă pe aici, în La Quebradilla, pentru câțiva pesos. Aici ce se întâmplă? Containerele enorme intră prin port, apoi se duc în zofri, unde vom merge după aia, și acolo se fac faimoasele fardos. Ce înseamnă fardos? Înseamnă baloți de haine. Acolo sunt trei tipuri de fardos, de primera, de secundă și de tersera. Se cumpără așa, costă între 20 și 60 de euro, te duci, cumperi un balot de haine, nu știi exact ce va fi în el, e cumva
tombolă. Poți să dai $20 pe un sac de haine și să faci o grămadă de bani sau poți să nu faci absolut nimic. Hainele de primera sunt haine care nu au absolut nimic. Sunt multe, uitați-vă ce e aici. O să mergem să explorăm, să vedem ce găsim. Sunt haine care nu au niciun defect, haine care sunt aproape noi, doar că le-a purtat cineva înaintea ta. Fardos de secundă, de mâna a doua, cum ar veni, sunt hainele second hand care au pete, care sunt murdare, care sunt, au ceva fire ieșite de unde nu trebuie, pe la cusătură. Și fardos de mâna a treia, care sunt adevărata problemă pentru că ale ajung în deșert, sunt cele care au, sunt rupte, au etichetele rupte, arată mai, sunt deja de aruncat, dar totuși lumea le cumpără. Mare parte din cele de mâna a doua și de mâna a treia ajung aici, în la Chebradigea. Oamenii se duc, cumpără baloți cu 20-30 de euro, vin și le întind aici și le vând la 1-2 euro bucata. Înăuntru poți să ai până la 300 de piese cu 20 de euro. O să mergem după aia și în Zofri să vedem cum se mișcă baloții și să vedem ce putem, observa noi ca și simpli turiști, pentru că și aici toate privirile deja sunt pe noi, suntem efectiv singurii străini de aici, nu există niciun alt străin, oricum în Iquique nu prea vin și dacă vin străini vin tot de pe continentul ăsta. Multă lume vine să-și cumpere hainere sau haine de aici, din Chebradigea, sau parfumuri din Zofri sau electronice, dar în rest nu prea vine nimeni aici pentru că nu ai ce căuta, dar uitați ce industrie a apărut aici. Ce nu se vinde nici aici, ajunge în deșert. Și acolo, Dumnezeu cu milă. Ori le ardem, ori le adunăm. Uitați-vă cât de simplu e să găsești gropile de gunoi din deșert. Intri pe Google Maps. Alegi aici să vezi prin satelit. Iar apoi, pur și simplu, plimbându-te prin deșert, găsești, uitați-vă și voi, se vede unde a fost ars gunoi, unde sunt mormane de haine. Dai zoom, te plimbi prin deșert, pac, se văd pe aici niște pete. Atât de simplu e. Multe dintre ele care erau aproape de civilizație, aproape de oamenii ăștia, au fost închise după lupte de ani de, ani de zile a guvernului pentru că sunt foarte periculoase pentru oameni. Aici o chestie e ceva în legislația țării care nu permite ca hainele să fie duse la gropile de gunoi abilitate. Adică există grop de gunoi habita. Există grop de gunoi cum există peste tot în lume, doar că hainele nu au voie să fie duse acolo pentru că distrug cumva solul sau nu știu ce legislație au ei și că ar distruge pământul de-a lungul timpului pentru că unele haine durează până la 200 de ani să se dezintegreze, cred că ăsta e cuvântul, din cauza poliesterului. Da, v-am povestit multe. Hai să vedem ce găsim aici în Chebradigea, în mormanul ăsta de haine la probabil un dolar. Ia uitați-vă ce e aici. Vreți o geantă cumva? Deci, valize, gimantane. Ia uite de la perinele astea. Uite-te cum arată. Ai luat un fardo, vii, îl arunci aici și vinzi tot ce poți. Tot ce poate vinzi. E un soi de tombolă. Sunt sigură că mulți oameni găsesc aici comori. Așa. Da, dar cele de primera nu ajung aici. Adică alea care n-au nicio ruptură, nimic, sunt impecabile, rămân de obicei în Zofri, acolo unde o să mergem după aia. Nu știu exact ordinea în care o să... N-am știut exact ordinea în care să filmăm locurile astea, dar știm că trebuie să vedem toți pașii. În Chebradigea am decis să venim acum pentru că asta se întâmplă doar în timpul zilei. Uitați-vă ce morman de haine, frate! Deci, dacă vrei să te îmbraci cu haine de lux, pe ieftinache, să nu te toarne nimeni, vii aici. Și ții de aici ce vrea sufletul tău. Uite și tu câți oameni vin să cumpere. Mi-a zis proprietarul Airbnb-ului că și el își cumpără haine de aici, că sunt aceleași haine ca la magazin. Ce? Cred că prosopele noastre de aici sunt. Prosopele de acasă, da. Știți câți kilometri are locul ăsta? E infinit. Oh. Aici, tot ce e aici e, gracias, e 1000 de pesos, adică 1 euro. Uite, e Tommy cu 1 euro, are o pată aici de super glu, da? 1 euro. Amil casero la colera, Samil? Astea sunt de bărbați, cred. Poți să găsești și rochie de mireasă. Ia uite. Ma, ce frumoasă e. O găsești? A cuánto stă vestiul de novia? 5.000. Mamă, $5, frate. Foarte $5. Spectacular. Da. Me sale barata la boda, sí.
gracias. $5, bă, roche de mireasă, $5. Deci după cum vedeți, toată comunitatea de aici din Alto Spicio cam cu asta se ocupă. Eu nu cred că se mișcă foarte mult, pentru că până la urmă ajung să-și vândă chestiile între ei. Marea problemă, după cum am spus, e tot ce nu se vinde aici. Tot ce nu se vinde aici, adică din cele 59.000 de tone, vreo 40.000 se duc în deșert. Și când sunt arse, le iau din viață oamenilor ăsta. Și dacă nu sunt arse, pur și simplu distrug toată biosfera celui mai uscat deșert din lume. Ce nu mă așteptam să fie, sunt alte produse, dar vă gândesc că oamenii aduc și ei ce pot, văd căni, mâncare. Toate hainele astea vin din Europa și America. Și spunea primarul de aici că în ultima perioadă încep să ajungă inclusiv din China, dar în principiu Europa. Deci hainele tale sunt aici. Dacă te uiți atent, e probabil să găsești ceva ce ai aruncat chiar tu. Pare că aici e bătălie mare pe haine. Aici lumea știe ce știe. Că vă că aici sunt mulți. Ia uite, ia uitați ce e acolo. Uite-te la aia, ce, ce uitați-vă la tantea aia, ce activă e. A văzut ceva? Ola. Da, uite așa aici, la papuci, totul la 1000. Totul e 1 euro, 1 euro și un pic, absolut tot, uite. Îi dă ștomii. O pereche de tocuri. Da, tot e la 1000, absolut tot. Mamă mea. Ia uite, New Balance acolo. Bă, pe ce e aici? Că la que tiene aquí se ve mejor que las otras. Son diferentes. ¿Qué es por la primera trabajo ya? De primera. Hay como tres, ¿no? Sí. Mm. Y... Es que los ocho, mis hermanos. Ah. Acá... Pero te cuesta más a ti comprar estas, ¿no? Sí. Sí. Lume, es fuerte esperiata de cámara. No prea pot să, vă, să fac interacțiuni cu ei, că fug. Pentru că marea majoritate nici măcar nu sunt de aici, probabil sunt imigranți. De acum înainte se va auzi poate puțin mai prost cuvântul, dar am decis să ascundem lavalierele, că bat mult mai mult la ochi. Așa, camera e un action cam normal, nimic spectaculos, o camera normală. Si? Sí? Para mí que no soy de aquí me parece increíble lo que veo. Estos que vienen, son lo, estos son lo que vienen los fardos, ¿no? Y tú no sabes lo que hay dentro, que es como la lotería. Pero digo, tú cuando lo pagas es... A lo mejor ganas, a lo mejor no. Sí, pues aquí es a la suerte. ¿Y normalmente va bien o no? Ah, sí. ¿A cuánto sale un fardo ahora? Acá te sale, un fardo te sale 100.000, 70. ¿Y ese es de segunda o de, ah, o de tercera? De segunda. De segunda. De primera sale 120. Ok. Mm. ¿Y cuántas cosas vienen dentro normalmente? Hay de todo. Aquí viene aquí todo, 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 todo lo que ve. Un fardo. ¿Esto es un fardo? Madre mía. Mira, de repente te salen puras cosas buenas. Aquí te hemos vendido antes que salen puros vestidos así de hindúes que usan la gente. Sí. Ah, este es lo que más sale, a serio. Algunos salen bien. Claro. Ah, te sale, claro, de doblar la plata. Sí. Pero ¿qué tardas en vender uno de estos? ¿Ah? ¿Eh? ¿Cuánto tardas en vender uno de estos entero? Ah, mira, de repente, pero bueno, si me da una. Es variable, a ese vendir rápido. Todos los días, que aquí todos los días feria. Ah, están todos los días. Todos los días, todos los días. Entonces tú tienes que ir casi todas las semanas ahí, comprar, traer, comprar, traer. Desde las 7 de la mañana hasta las 5 todavía hay gente. Ah. ¿Y arreglaron ahora todos los problemas que había por ahí? Porque he visto, ¿sí? Yo lo vi hasta en mi país, que tenían ahí demasiada ropa. ¿Se la llevaron? Claro. En el desierto. ¿Se la llevaron de? Ahora está... ¿Está limpio? Está limpio. Está ah, bueno. Limpio. Yo lo vi hasta en mi país hace 2 años ahí, que se había amontonado toda la ropa que no se vendía, la ponían ahí. Claro, no, ahora se limpió todo. Ahora que quizá lo que no se vende, uh-huh. lo regalan a la gente que la necesitan. Ah, la regalan. Ah, qué claro. Bueno. Y yo si voy ahí al Zofre a comprar un fardo, ¿me lo dan o no me lo dan? Sí, pues. ¿O tengo que ser de aquí, sí o sí? No, pues sí, tú. ¿Lo pagas y ya? Lo pagáis y no me pagáis en el vehículo.
vai a los sófiles y yo quiero un forro de a de ropa primera, va a ir la de ahí, va y se ven a tiro cuando vuelvo a este, ¿pero te dejan mirarlos un poco o es sí, así? Sí, porque sé mirar el forro porque viene todo sellado. Tiene todo sellado así. Para que no se vea adentro. Se ve así la ropa. Ahí la pescadilla. Qué bueno. Y por eso son 100 centros, que es ropa de marca, que es ropa buena. Pero igual me compro yo un fardo a ver qué sale. Y zapatillas. También zapatillas, pero esos son diferentes fardos o van dentro todo. Zapatos, ropa. Van dentro. Sí, vienen, hay veces. Tienen de todas zapatillas, porque todo de marca, zapatillas. Pero no siempre. O sea, los mezclan, están los zapatos con la ropa en el mismo. Qué bueno. Ropa de niño y aparte pura de niño. Luego me voy a Zofre a mirar a ver si me dejan mamita bien pasar por ahí. A mí me parece increíble. Yo no he visto un mercado tan grande que esté todos los días. Esto es mío, y llegáis allá a fondo, sube la... Llegáis, te inscribís nomás con la residencia ahí. Te anotáis nomás, te anotáis. ¿A cuántos puestos? Yo quiero dos puestos, quiero uno. ¿Y se alquila el puesto? Claro. ¿Lo alquilas por día o por mes? Mil pesos. ¿A mil pesos? Puro, pagáis el puro día domingo, ajá. 1000 pesos. Todos los días son... me pagáis. O sea, ¿al día cuánto pagas tú por esto? Te anotáis nomás, Lucas. ¿1000 pesos? 1000 pesos. Por el sitio. Ah, está bien. Con que vendas una ya recuperaste la inversión del sí, local. Sí, está bien. Está bien, está bien. Qué bueno. Gracias por iluminarme sobre esto. Muchas gracias, muy amable. Ahora ya lo tengo todo claro. Pues que le vaya bien y que lo vendan todo. Cuídese, hasta luego. Chao. Uite, mă, că am aflat toate insiderurile. Bă, un dolar te costă să ai magazin aici. Un dolar. Sper să fi putut tradus tot. Pentru cine nu ne cunoaște și aici, noi vorbim spaniolă mai bine decât română, nativ. Dar chilenii sunt altă chestie. Adică ați văzut și voi, abia înțeleg. Am oare niște bani. Ne-a avut grijă de mașină. Adică de unde? Nu... Rumania. Una de familie, mă, salmone. Un bilete de salmone. ¿Qué vas? Aquí estaría yo. ¿Lleva mucho tiempo por acá? Sí, llevo 2 semanas ya. ¿Dos semanas recién? Sí. Ah, lleva poquito. Ya, pues es un montón. Toma, ahí ten. Ya, gracias, amiguito. Gracias. Gracias. Cuídate. Salga por delante, ¿no? Ah, salgo por ahí ya. Sí. Ok, listo. ¿Ya? Gracias. Chao. Ah, vamos a tirar grisa de máquina. Da. Drago de él. Eu nu l-am văzut când am ajuns. Cuando puedas a la izquierda, que me aparen 100 metros. Astea le-am găsit pur și simplu uitându-ne pe GPS, pentru că deja se văd din spațiu, se văd din satelit gropile de gunoi. Nu ți apar nicăieri pentru că vor să le ascundă, dar doar uitându-te pe Google Maps dai de ele. Și astea sunt cele mai apropiate de oraș, deci cele mai mici. Undeva acolo în depărtare, în munții ăia pe care vedeți în față, în orice între dune sunt efectiv mormane, munți de 7-8 metri de haine. Așa te simți mergând pe aici, zici că e într-o lume apocaliptică.
ne-a mâncat gunoiul și sărăcia și a dispărut oceanul. Uite-te și uitați-vă și voi cât am ormanul de gunoi și spuneau că au rezolvat problema. Și asta face, dragi prieteni, asta face industria modei rapide, cum e cunoscută. Nu vreau să nu cădem toți în preconcepții că noi în Europa suntem cei mai curați și pe alte continente nu sunt. Asta nu e pentru că oamenii ei sunt murdari. E pur și simplu că nu mai are unde să fie băgat acest gunoi. Că nu mai încape nicăieri. Atât de mult este. Mi-e frică că o să ne oprească poliția că umblăm pe aici. Pentru că ăla de acolo de peste drum se uită foarte ciudat la noi. Dar nu, e absolut incredibil. Eu am rămas prost. Aici. Gira la izquierda. E absolut ireal. Cred că sunt suficiente imaginile, nu mai e nevoie de vorbăraie și nu mai e nevoie să... Am vrut să intru acolo, dar are dreptate Raluca, a zis că ne expunem prea mult, pentru că îți dai seama că e un subiect sensibil ăsta, mai ales. Noi am cunoscut o tipă de aici când eram în Atacama și când i-am menționat că vreau să vin aici, deja s-a supărat, că e cumva, asta... Adică oamenii se supărați chestia asta reprezintă, încearcă să ascundă pe cât posibil ce se întâmplă aici și repet, credeți-mă, ce v-am arătat noi este vârful icebergului. E atât din ce înseamnă problema asta. Hai să mergem în Zofri, acolo unde intră tot acest gunoi, unde intră toate chestiile fără impozit, în zona Franca. Da, hai să mergem. Impozite și momentan ce vedem sunt doar importatori de mașini americane și japoneze. Toată strada asta e plină de locuri unde se vând mașini. Poate ați observat de-a lungul clipului foarte multe mașini abandonate și foarte multe business-uri de, cum se numesc astea? Alea unde duci mașinile când s-au stricat. Pentru că fiind mașinile atât de ieftine, oamenii dacă au un accident, abandonează mașina prin oraș sau o abandonează undeva în deșert pentru că își cumpără alta. E mai scump să tractezi mașina sau să o repar decât să-ți cumpere alta. Și toată zona asta, pe lângă povestea cu hainele despre care vorbim, e un întreg cimitir de mașini. Uitați-vă câte mașini sunt aici. Toți ăștia pe care îi vedeți vând mașini la prețuri absurde, absolut absurde, neavând deloc impozite. Dar e... Cum se numesc, mă, frate, alea, mă, dezgoases? Mamă, mor. Dezmembrări auto. Plin de ele, plin. Uite mașinile astea, sunt aici de 10 ani, spuse, după cum arată. Și, cum am spus, singurul loc unde vezi mașini de lux, frate. Ăsta e singurul loc unde am văzut mașini de lux. Toată lumea vine și cumpără mașini aici, poți să vii să-ți cumpere mașini aici, dar nu ai voie să ieși cu ea din regiunea asta. Întoarcem pe aici, nu? Da. Acum o să mergem la mall, pentru că, ia uite acolo, uite jeep-uri. Jeep-uri. O să mergem la mall pentru că există un mall unde poți să mergi să faci cumpărături liber de impozit. Și vrem să vedem cum se prezintă și dacă găsim ceva așa extraordinar, vă arătăm și niște prețuri, mergem la mall-ul Zofri. Apoi vom încerca să intrăm în port, dacă vă reușim. Ce e aici, mă? N-au nicio treabă, nici, mai, cum zicea bunicul meu, cilienii știi cum conduc, apă și talpă, tată, vezi înainte, dă înainte, în rest, pământ de flori, iveci. După cum vedeți, ăsta este un mall în toată regula, în care cei că se vinde produse pe care le găsim peste tot, adică aici nu mai e second hand, aici nu mai e nimic, doar că sunt fără impozite. Ia să vedem la și prețuri. Un Johnny Walker Red Label ăsta e 11 euro. Sigur, e jumătate față de cât e la, în mod normal, nu? Nu e vreo 20 de euro ăsta?
Și ăsta la fel, 22 de euro. E cam, ăștia cu miile, 1000 e cam 1 euro. Sunt aproape cot la cot. Jose Cuervo, 10 euro. Bă, băiatule, deci prețul, da, e mai ieftin, asta e clar. La șpreț, dacă te puși de băut, ești bine. Chivas Regal e... Un Chivas Regal e 55 de euro. 55 de euro în Chivas Regal? Deci dacă ai o escală aici înainte să te duci acasă, poți să te prezici și tu ca un băiat cu cadouri frumoase de aici pe ieftin afe. Văd prețuri de cel puțin 25-30 de euro reducere la parfumuri. S-ar putea să-mi iau un parfum. Mai am ăla... Care l-am eu acum? Ăla de face reclamă Johnny Depp la el. M-am uitat. Ăla l-am, m-am luat vreo 100 de euro din Canada. Pe mine mă țin 4 ani parfumurile, dar... Aș putea să profit de faptul că stai să mai am unul. Ăsta l-am eu, mă. Sauvage de la Dior. Sauvage! Cât mai e un air fryer, mă? 52 de euro. Multe chestii ieftine. Sau pare ieftine. Nu sunt eu cel mai bun care să vorbească despre duty free-uri, că noi cum schimbăm atâtea țările, nu mai știm prețurile exacte la lucruri. Să dați like, să dați like că video ăsta m-a costat 114 euro. Și veni și... Și o poșetă cadou. Așa sunt ei, așa sunt ei obișnuiți să trafice cu droguri. Făceam asta, mă trebuie. Ce se dă cu spatele, auzi, să ieșim. Mamă, containere cu droguri? Container de droga, has dicho, pero ¿cuánto trae? Mucho dinero. No, me imagino. Así que vamos a tener que salir de cola. Bă, un container cu droguri, au prins ăștia, ești prost la cap. Ahí está avanzando. No înțeleagă nimic. Hola. Un loc nu foarte plăcut, dar necesar pentru contextul acestui video. Pua, ce răpute! The fuck? Solo para ver esto un poco. Și toate aceste haine, aceste mega containere vin din același loc. Intră în prin același loc, prin megaportul din Iquique. Ia uite și aici, restaurant acolo, mulți oameni care abuzează de droguri și Raluca mă enervează că stă numai în spatele meu și trebuie să am 7 ochi. Vine-o încoace. Uitați câte, ăsta nu știu de ce iese fum de aici, nu știu ce se întâmplă aici. Iese fum, omul ăsta face ceva acolo, arici de mare din aia. Ăștia culeg probabil pește. Și acolo containerele pline de haine de mâna a doua din Europa și din America. Uite din aia. Uite! Bă! Na, mi-au furat protagonismul. Uite cum stă țapene toate. Genial, bă, băiatule. Genial. Na, avem și un moment comic aici. Stai că iar o pierd pe asta mică. Hola. Hola, amigo, buenas tardes. ¿Puedo pasar por aquí? Sí, no hay drama, si no se cae. No, me caigo. No creo. Gracias. Uitați-vă la imaginea asta. Când ați mai văzut așa ceva? Băi, nene.
Da. Spuneam, pe acolo, în acele containere, vin pline de haine de mâna a doua din Europa și Statele Unite. Chile este țara cu cel mai mare consum de haine la mâna a doua din America Latină și de aici se livrează către restul țărilor, către Bolivia, către Peru, care sunt aici aproape. Aici se închide cercul. Cumva trebuia să filmez poate invers, să venim să începem pe aici, terminăm acolo sus, în la Quebradilla, unde vindeau, dar am făcut în așa fel încât să prindem toate etapele în splendoarea lor. Dacă mergeam acum la piață... Mă, stai că e scandal aici, Luca se bate și de-a, fii atent. Interval. Dacă mergeam la piață acum, nu era... Ola. Nu, grazie. Dacă mergeam la piață acum, nu era activitate, pentru că piețele, știți, se sparg seara. Dar aici începe procesul, aici se dau jos los fardos, vin oameni cu dube, le iau de aici și le fac cumva, le clasează de primera, de secundă, de tercera. După aia oamenii vin, cumpără, le duc în piață, ce nu se vinde în piață se aruncă în deșert. Și în deșert merg foarte mulți imigranți care, domnul cu flexul, mulți imigranți care culeg dacă mai rămâne ceva, dacă nu, pur și simplu poluează acest deșert și când nu rămâne acolo sunt arse, furându-le timp de viață acestor oameni, doar că ei încă nu știu că respirând acele chimice care se folosesc pentru a face haine, li se scurtează viața. Nu, no, grazie, hermano, nu como dulce, hermano. Grazie. Aquí, ahí, por ahí viene toda la ropa esa, que sí. Toda la ropa esa que llevan a la Quebradilla, y eso viene por ahí en esos barcos, que sí. Y aquí vienen, se los llevan y los filtran, ¿o cómo va la cosa? Sí, todo eso es como algo así. Un proceso, ¿sabes? Obvio, esto es una distribuidora del embarque más grande. Oh. Que puede existir, si vienen desde aquí distribuida a muchos. Y, lo, y se, lo, los llevan por ahí a vender toda la ropa. Claro. Madre mía, ¿qué es eso? Wow. ¿Esos están aquí siempre? Sí. Mamă, frate, eu n-am văzut niciodată așa ceva, să-mi bat piciorul, eu ăsta nu e zoo, adică ăștia sunt... Mamă, scandal, parte în parte! El... Dime! Es que... No, es que para decir la gente de pronto tu público me apoya. Mamă, Raluca, hai să-mi dăm de aici, mamă, că ăsta ne înghite să-mi bat piciorul! Uitați-vă cât de mare e ăsta, frate! Raluca, ăștia vor să urce aici sus, mamă! Zici că sunt urși, zici că sunt urși, efectiv, urși de mare. Nu îmi dau seama ce sunt astea, astea sunt alge? Camioanele astea. Interesant, e o altă, e o lume, o altă lume aici în port. Vezi că sunt erizos? Si, si. Îmi cer scuze încă o dată pentru vântul pe care a trebuit să-l suportați de când am scos la valierele. Și toți zile lo mismo. Doamne, câte containere sunt, frate, e incredibil. Hola. Sabe cuántos contenedores hay aquí en el puerto? Más o menos, normalmente. Acá deben haber unos 200, pero arriba hay más, po. Ah, también hay más. ¿Y esto viene todos los días? Sí, pues van renovando. Van renovando, hacen salen todos estos blancos y empiezan a copiar otra vez. Wow. Los mandan vacíos, claro, estos están vacíos. Ah, yo pensaba que por aquí viene lo de la ropa y no, eso. No, no, acá estos ya están vacíos ya. Estos los lleva, estos después se los pasan a los barcos. Ajá. Y se los llevan. Ok. Los que vienen en los barcos salen al tiro en camión los llenos. Ah, van directos al camión. Claro, van directo al camión. Ok. Yo pensé que era lo de la ropa, entraba por aquí toda esa ropa que dicen que no. ¿Abriste? ¿Abriste? Sí. No, ya está listo, ya flaco. Deci astea toate sunt goale pe care le vezi aici. Restul sunt deja acolo sus, când ajung se duc direct în tiruri și pa. Este con lo barquito chiquito que hacen, pescar. Esta sí pesca. Aha. Pesca tiburón, albacora. ¿Hay tiburón? Sí. ¿En serio? Sí. Sabía que hay tiburón aquí. Está muy bonito. De tutto acá hay. Hay de todo aquí, ya veo. Todo pescado, hay harto pescado acá en las costas de acá. ¿Se come bien el restaurante ese de ahí arriba? Sí, bueno. Rico. Bien. Dejo. Vale, gracias. Am mai aflat o informație. Hainele nu sunt aici. Sunt acolo pe deal, duse deja cu tirurile alea pe care le-ați văzut când am intrat. Barca aia e muzeu, ceva. Frate, e plină de aia, uite și acolo mai sunt.
ceilalți acolo. Am plătit și parcarea, 1 euro pentru 17 minute. Și dragi prieteni, este ora 4. Noi am început să filmăm pe la ora 9 și ceva. Nu am mâncat absolut nimic toată ziua, ceea ce înseamnă că e timpul să mergem să mâncăm. Aș fi mâncat și focile sau lei de mare sau ce ori fi și pe alea l-aș fi mâncat deja. Asta este povestea celui mai mare gunoier de haine. Astea sunt efectele modei rapide. Asta se întâmplă când am devenit o societate care cumpără azi, aruncă mâine, cumpără din nou. Poi mâine apar locuri pe pământ despre care nu știm absolut nimic, care sunt la mama naibii, nu apar pe nicio hartă turistică și locurile sunt afectate de ceea ce facem noi foarte departe. Era o poveste interesantă pe care voiam neapărat să o împărtășim cu voi. Am fi putut să ne băgăm mai mult mergând prin deșert și vorbind poate cu oamenii care sunt în mormanele alea de gunoi de câte 10 metri căutând haine în deșert, doar că e și riscant și trebuie și foarte mult timp pe care noi nu-l avem, mașina asta nu este a noastră, am luat-o împrumut, nici nu poți să te bagi mare în... O să vorbesc clar. Nu poți să te bagi în căcaturi cu mașina altui om pentru că imediat se fac poze la matricule și nu vrei să bagi omul în probleme, că omul nu e la mașina și îi zicea du-te că este un viewpoint, nu știa pe unde mă duc eu. Dar vedeți că cum era ăla, era filmul ăla Butterfly Effect, știi? Da. Lucrurile care se întâmplă într-un loc au efect și în celălalt capăt a lumii. Suntem foarte, foarte departe de casă, câteodată ne oprim așa și ne uităm, zicem, mamă, unde suntem? Nu recomand neapărat Iquique ca destinație turistică. Nordul țării nu recomandăm ca destinație turistică mai departe decât deșertul Atacama, se duce repede în San Pedro, să vizitezi 2-3 zile și s-o întinzi. Noi de aici, două clipuri despre aurul alb pe care îl menționam la început și poate un video așa, pe aici, mâncând pe la localurile astea, care par niște din filme science fiction, dar și ca o mâncare bună și cam atât. Apoi vom merge în Santiago, unde vom sta 3-4 zile să edităm tot ce am filmat și după aia plecăm către Patagonia, că de asta am venit până la urmă. Da. Da. Dar când apar știri din astea de gunoierul planetei, cumva se trezește ceva în mine, într-o altă viață am fost jurnalist și vreau să vin să văd cu ochii mei. Vă mulțumim din suflet de vizionare, nu uitați să ne dați like, să distribuiți clipurile, să veniți pe Instagram, Facebook, TikTok, să comentați și nu mai știu ce era. Și dacă vreți să vedeți vlogurile astea în avans, puteți deveni membri în România, costă doar 8 lei și pe mine sprijină super, 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 super mult. Ți-a plăcut plimbarea azi? Da. Hai că tu ai ieșit pe plus, ai văzut foci, ți-ai luat parfum, te-ai plimbat prin piețe. Da, tot ce îți place. Tot ce îți place. Eu vreau să mănânc. Ne vedem data viitoare. Pa! Maybe a love like ours can lead out its course.